să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Bun venit la Starea Nației Special, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, uite că trece și toamna asta, contactii mei. Am cules roadele, le-am pus frumos în panere, le-am pregătit și de tradiționala expunere la taraba din piață, să vadă ochiul cumpărătorului marfa. Dar ce să vezi, privirea abia are ce să cântărească, întrucât guvernul României, sub luminata conducerea premierului Ludovic Orban, a decis recent, pe nepusă masă, închiderea piețelor agroalimentare aflate la interior, adică acelor spații organizate în hale închise, unde producătorii locali pot să-și vândă roadele muncii. Am plecat într-o piață curată, igienizată, confort cum trebuie, și uite unde ne aduce. Să ne îmbolnăvim. Nu, n-ați înțeles. Voi puteți să vă îmbolnăviți. Ideea e să nu vă îmbolnăviți de coronavirus. Da, despre ei vreau să vorbim în această seară la Starea Nației Special. Despre micii agricultori din România care își duc traiul de la o tarabă la alta, încercând să facă din producția de legume și fructe sursă de hrană, dar și de venit. E cam singura formă de câștig pe care o cunosc acești oameni. Și iată cum, în plină pandemie de coronavirus, toată viața lor poate fi la mâna guvernului, dacă acesta decide, precum cabinetul Orban, închiderea singurelor locuri în care cei mai mulți își pot vinde marfa. Știu, au fost pe lanțul acesta decizional mai multe bâlbâieli politice, iar într-un final Palatul Victoria a hotărât să rămână închise doar piețele interioare, urmând să poată fi organizate cele volante, în aer liber. Mare salvare, într-adevăr, da? Coboară acum termometrele spre zero, să vezi ce bine o să fie în piață? Hai, domne, că stau fructele și legumele la aer rece, e mai bine decât la frigider, practic. I-o scos afară ca pe câini. Chiar e bătaie de joc, adică ne scoate dinăuntru unde este atâta loc liber și de la mine la doamna 10 metri și aici ne bag unul lângă altul. Hai, lasă vrăjeala. Păi voi vreți și condiții decente și să fiți miliardari? Nu merge, mă, nu merge. Haideți, lăsați că știe guvernul liberal câți bani faceți voi, Cum să decizi așa ceva tu, guvern liberal? Cum? Atenția asta în timp ce ții molurile deschise, molurile în care se freacă cetățenii unii de alții la interior. Incredibil, nu? Cât de mult să-i urăști pe acești oameni ca să le faci așa ceva? Și aici nu-i vorba despre faptul că guvernul României era să facă o prostie cât marele PNL și a ajuns să facă doar o prostie mai mică, o prostiuță, deci ceva tolerabil printre români. Mai important e faptul că viziunea guvernamentală s-a dezvăluit prin însăși efectul intenționat. Da, atât i-a dus bidonul, să propună fără niciun fel de consultare închiderea singurelor puncte de desfacere pentru bunurile produse în gospodăriile agricole ale țării. Multe dintre ele funcționează în regim de subzistență sau semisubzistență. Noroc totuși că și fără piețe avem de unde cumpăra legumele și fructele alea. Cum de unde? De la supermarket, bineînțeles, acest spațiu comercial binecuvântat de toate guvernările recente. Binecuvântat mai ales pentru că de cele mai multe ori lucrează cu marfă importată. Da, România e paradisul globalizării din acest punct de vedere. România trebuie să aibă obiective ambițioase și să-și promoveze prioritățile în raport cu interesele statelor membre. Iar prioritățile noastre, știe toată lumea, sunt armele. Cât mai multe arme. Dacă vindeau și țăranii ăștia un F-16, niște rachete, niște Humvee-uri, altfel se purtau și guvernul Orban și președintele Iohannis, nu? Uite, doriți un platouaș statistic? În 2018, valoarea importurilor noastre de legume și fructe a fost de aproape 1 miliard de euro.
Am adus în țară în acel an 771.000 de tone de legume și produse din legume cumpărate de la comercianți străini. În contrapartidă, exportăm cantități foarte mici de legume, circa 50.000 de tone anual. Diferența este enormă și sigur că ea stă mărturie și pentru faptul că n-am putea acoperi, doar din producția internă, nevoile agroalimentare ale populației. Dar deficitul acesta comercial mai vorbește despre un lucru pe care adesea îl pierdem din vedere. Statul român a reușit în ultimul deceniu să-și crească dependența față de produsele agricole importate și să-și submineze propria siguranță alimentară, neglijându-i pe micii producători locali. Avem cam 740.000 de ferme de subzistență. De fapt, acestea sunt gospodăriile populației, gospodăriile părinților sau bunicilor noștri, care nu le putem considera ferme comerciale, pentru că ele nu, o familie nu ar putea trăi doar din venitul acelei ferme. De regulă, aceste gospodării sunt întreținute și de salarii sau și alte pensii. Bine că le ții matale socoteala. Dar de ce nu pui invers problema cu metre? Ar putea să fie aceste gospodării întreținute doar din acele salarii sau pensii? Știm că liberalii asta își doresc, să dispară fermele de subzistență, astfel încât oamenii să nu mai aibă de oferit decât munca lor într-o corporație care plătește foarte prost. Pentru că, ne spun tot liberalii prin jurnaliștii lor, românul nu e productiv, nu? În pandemie, acesta este un subiect fierbinte, pentru că boala COVID-19 a incapacitat, printre altele, și filierele comerciale uzuale. Există rapoarte științifice serioase care sfârșesc în concluzia că lanțurile globale de aprovizionare nu sunt întotdeauna funcționale în vremuri de criză. Mai pe românește, când securitatea alimentară a națiunilor este amenințată, unele dintre reacțiile acestora ar putea fi desistarea înțelegerilor comerciale pentru a-și asigura propriile nevoi. Confruntați cu un asemenea scenariu, noi n-am avea de niciunele, fraților, pentru că statul român nu s-a preocupat aproape deloc de bunăstarea micului producător agricol. L-a lăsat de izbeliște să se descurce cum poate, dacă poate. Rezultatul natural a fost scăderea constantă a populației angrenate în mica producție agricolă locală. Adică, în mod direct, slăbirea capacității noastre colective de a face față unei crize alimentare. Nivelul producțiilor la foarte multe culturi este sub media europeană, ceea ce denotă că nu se realizează o agricultură la nivel de performanță și la nivel de secol 21. Astea-s vederi strategice mari, domne. La București îți bagi joc de cariera ta politică dacă defilezi cu așa ceva. Mai bine cu bilețele roz, cu alba neagră, cu doctorate plagiate și decizii luate pe genunchi. Te puteai aștepta cu adevărat de la cabinetele Boc, Ponta, Dăncilă sau Orban să fie elaborat măcar o jumătate de strategie agricolă pentru micii producători autohtoni? Problema și mai mare e că, dincolo de orizontul strategic macro, cum spun analiștii la costum și cravată, politicienii noștri n-au găsit nici vederea micro, de la firul ierbii. Nu i-a preocupat deloc sectorul acesta de producție locală, care implică aproape 1 milion de ferme familiale. În consecință, n-au văzut nici sărăcia, care se așează tot mai greu pe ruralul românesc. De ea, de sărăcia care țintră pe sub piele, se scapă din satele noastre doar prin emigrare definitivă sau prin muncă sezonieră în Italia, Spania sau Germania. La sparanghel, neamule! Frica de sărăcie e mai mare decât frica de virus. Și ce vremuri frumoase retrăim, contactii mei! Mă uitam în seara zilei de 5 noiembrie la televizor cum a descins președintele Klaus Iohannis la ședința de guvern, cum a anunțat el toate măsurile suplimentare care urmau să fie luate pe fondul evoluției epidemiologice recente. Și mi-a amintit brusc de tinerețe, de m-a luat și nostalgie, așa. Păi ce ne mai distram noi acum un deceniu când juca Traian Băsescu pe 3 posturi în același timp: președinte, premier și lider de partid. Bună seara! Bine ați venit!
E, uite că avem șansa să-l vedem și pe Klaus Iohannis în plenitudinea forței sale politice, anunțând țara ce mai închide guvernul în pandemie. De închis se închid mai degrabă tarabele micilor producători, normal. Rămân deschise și, vai de mama lor, spitalele alea publice în care intri cu pneumonie și ieși cu arsuri de gradul 3. Ați văzut tragedia de la Piatra Neamț. Mă și întreb dacă nu cumva planul guvernului României e să scape populația țării de COVID-19 prin inducerea altor patologii. Doamne ferește! Pe unii cetățenii îi transformăm în mari arși, iar pe alții în mari muritori de foame, nu? E genial, recunosc. Doar ministrul Marcel Vela se gândise la ceva mai bun în primăvară, când punea megafoanele mașinilor de poliție să urle cântece patriotice pe stradă. Normal, era bine cunoscut printre daci acest remediu tradițional pentru boală, nu? Ei, da, și cum a intrat președintele Iohannis în ședința de guvern, cum s-a pus el cu gura pe piețe și târguri, anunțând tamnesam închiderea lor. Să ne înțelegem, nimeni în România nu-ți poate spune câți bolnavi de COVID-19 s-au infectat la piață. Nimeni nu știe dacă anchetele epidemiologice indică rate de răspândire comunitară mai mari printre tarabele micilor producători agricoli decât la coadă la fast food, unde românii se înghesuie să bage în ei moarte lentă. Pur și simplu nu poate fi identificată o justificare statistică pentru decizia anunțată pe 5 noiembrie de Klaus Iohannis. Târgurile și piețele trebuie închise? În atare condiții și cu un mic scandal public plimbându-i se pe la porțile palatului, Iohannis revenea pe 6 noiembrie asupra temei, când anunța îmblânzirea măsurii dispuse cu doar o zi înainte. Urmau să se închidă doar piețele interioare, nu și cele volante, amenajate în exterior. Discutând mai în detaliu cu guvernul aceste chestiuni, am ajuns la concluzia că probabil soluția cea mai înțeleaptă ar fi să se închidă piețele care sunt în spații închise și să se lase să funcționeze, dacă lucrurile nu se agravează, piețele în spații deschise. Da, deci analizând ceea ce nu analizasem înainte să deschid gura public, am ajuns la concluzia că am zis o prostie și că poate ar fi înțelept să fim mai puțin proști și mai mult deștepți. Pas cu pas, normal, că nu poți să fii astăzi prost și mâine direct deștept. Ce turnură credeți că a luat toată povestea asta? Una demnă de toată politica românească din ultimii 30 de ani, normal. Pus înaintea unui prilej de gargară electorală, Partidul Social Democrat a găsit repede o lege prin sertarele Parlamentului, care stătea acolo de la începutul anului, și a inserat în conținutul ei un articol despre imposibilitatea închiderii piețelor în pandemie. Heirupismul politic a fost atât de mare încât în articolul băgat pe repede înainte de pesediști s-a folosit o formulare ambiguă despre cum nu pot fi închise pe lângă piețele agricole nici bâlciurile. Căci da, asta era problema României în plină pandemie. Dacă e bine sau nu să vedem clovnii la circ și tiribomba la serbările comunei. Faptul că guvernul hotărăște ceva și majoritatea PSD-istă din Parlament, fără să se documenteze, doar din motive politicianiste, hotărăște inversul, este încă un argument pentru care trebuie să facem alegeri la termen. A, și sfârșitul toamnei este încă un argument pentru care trebuie să facem alegeri parlamentare, da. A mirosit toată lumea, cred, de la început că de fapt discuția nu era despre piețe și producători locali, ci despre procente electorale și capital politic, normal. E, cum e, cum nu e, deocamdată socialdemocrații au majoritate în Parlament, așa că legea folosită pe post de praștie în bătălia politică de fațadă a fost rapid adoptată și merge spre promulgare chiar la președintele Iohannis, care poate sesiza Curtea Constituțională sau poate retrimite legea în Parlament la reexaminare.
În rezumat, avem un caft politic de toată jena în vârf de pandemie, în care ambele tabere mimează cu atenție și preocupare grija pentru taraba micului producător agricol. Cum îi apucă pe ăștia grija în prag de alegeri de toate categoriile sociale pe care an la rând le-au tratat cu spatele? Bravo, fermieri români! Ce se întâmplă la firul ierbii, al verzei, al cartofului, adică acolo unde nu se uită politicianul român gata să anunțe decizii? Am vrut la Starea Nației Special să vedem lumea chiar dinspre comunitățile de mici agricultori din jurul Bucureștiului. Diana Oncioiu de la publicația De la Zero.ro, alături de care realizăm această emisiune, a mers în sate din județul Dâmbovița, la Lungulețu și la Băleni. A găsit acolo, la periferiile așezărilor, oameni aflați pe câmp de la 6 dimineața la cules varză. Le-a văzut remorcile încărcându-se de marfă și încolonându-se spre piața de angro locală. În unele zone rurale, astfel de facilități există, dar exemplele nu sunt foarte multe și, în mod cert, nu acoperă nevoile de desfacere ale tuturor gospodăriilor agricole. Producția agroalimentară locală abia mai respiră în România, fraților, iar micii producători se pot trezi oricând, ca în primăvară, când au fost nevoiți să arunce o parte din marfa de legume și fructe. Nu de puține ori, pentru acești oameni, guvernarea de la București pare să joace mai degrabă rolul adversarului, nici de cum al partenerului social. Mai rentabil, varza sau cartofi? Păi, mai rentabil a fost varza. Deci varza a fost, dar acum mai la sfârșit. La început a fost mai prețul mai de râs. Cât e? Cum s-ar spune? Preț de râs? Bă, adică 30 de bani, 40 de bani. Și vă acoperiți cheltuielile? Ne acoperim cheltuielile, dar profit nu prea. Să trăim de azi pe mâine, cum s-ar spune. La îngro aici prețul este mic. Deci vin intermediarii care se aprovizionează și ei vând de 2-3 ori mai scump în piețe. Deci eu sunt venită, dragă Dumnezeu, de la 7 și plec seara la 7. Cine? Nimic. Cine de teamă? Noi suntem învățați să vindem marfa repede. Adică acum. Marfa nu se vinde chiar așa, trebuie să avem răbdare. Asta presupune că marfa poate să fie și depozitată undeva. Nu se depozitează la noi. Gândiți să faceți... Da, avem un proiect de 20 de milioane de euro, sper să-l prindem, să facem cel mai mare centru regional, să sperăm că la anul ne apucăm. Dar e problema, fiindcă toată lumea vor să vândă astăzi. Deci la noi ies cam 2000 de fermieri, toți în aceea zi cu marfă. Și de-aia e prețul foarte mic. Se asociază oamenii? Aici la noi nu cred că putem. De ce? Nu putem, fiindcă toți suntem de păreri diferite. Da. Eu vând de 13 ani sunt pe câteva lanțuri de supermarketuri. Care nu e chiar așa cum se vede că gata, vin la supermarket, e ok. Acolo sunt cheltuieli foarte mari și prețul nu e așa destul de mare. Problema e că nu iau numai produse de la noi. Aici ne omoară foarte mult. Și nu ia nimeni nicio măsură, dar nu înțeleg de ce. Aveți idei cam câți producători aveți care merg să-și vândă marfa în piețe în Ploiești sau în București? Din 1700 de locuitori a comunei Băleni, cred că avem în jur de vreo 2000-2500 care merg în toate piețele din țară. Oamenii sunt disperați, să știți, în privința, fiindcă ei din asta trăiesc în majoritatea familiilor. La Băleni sunt 3 puncte de colectare, 3 depozite de legume care procesează și zilnic se transportă către supermarketuri și alți beneficiari zeci de tone de legume.
ambalate frumos și sunt comercializate. Problema este ca micii producători, într-adevăr, la care ați făcut referire, este problema esențială. Ei unde să meargă? La piețile din jur, din localitățile mari din jur. Ne ducem în piețe, nu găsim tarabe, tarabilii sunt ocupate de ăștia care cumpără și vinde. Eu muncesc și iau pe jumate, orice marfă eu iau pe jumate când să vinde în piață. Orice marfă, și de varză, și mi-a rămas și varză, și sfeclă, și țelină. Ați aruncat ceva? Păi am aruncat. Ce să fac? Reușiți să câștigați ceva în plus sau... Tragem linie, nu prea. Nu prea. Nu prea. De depozitat aveți unde să depozitați? Calma? Nu. Nu, asta nu avem. Supermarketuri sau să negociați direct cu ei, să încercați să vă băgați marfa în... Nu merge din cauza că trebuie numai lux. De exemplu, uite-le, ce are asta? Nu merge. A, nu merge pentru că e acolo... Poftim. Și asta e, trebuie să explicăm mai ales pentru politicieni, că ei par să nu înțeleagă. Mica producție agricolă autohtonă înseamnă aproape 1 milion de ferme familiale care cultivă legume și fructe, în primul rând pentru satisfacerea propriilor nevoi. 9 din 10 mici fermieri români consumă peste 50% din producția agricolă obținută. Reușita afacerilor acestor oameni înseamnă să nu le fie compromisă recolta din pricina condițiilor climatice, să reușească să-și asigure propriile nevoi alimentare și, în fine, să aibă o piață de desfacere pentru surplusul de marfă. Ideal, un stat aflat în poziția celui român ar trebui să intervină în corectarea cauzelor și contextelor care pot perturba vreuna din cele 3 coordonate esențiale în micul business agricol. Dacă 1 milion de ferme familiale nu mai reușesc să-și asigure nici propriile nevoi și nu mai strâng nici bruma de venit din comercializarea produselor agricole, atunci efectul social ultim va fi sărăcirea și mai accentuată a mediului rural. Pe mulți spun că nu-i niciun sacrificiu, nu-i nicio jertfă. Noi de atâția ani am produs legume, am ales să stăm în țara noastră și acum, la urma urmei, de fapt, cu ce ne alegem? În primăvara acestui an, Centrul Român de Politici Europene a elaborat un raport despre prezentul și viitorul întreprinderilor agricole mici în contextul pandemiei de coronavirus. Concluziile acestui raport indică faptul că mai multe tipuri de fenomene afectează funcționarea acestor gospodării. Slaba mecanizare a muncilor agricole sau lipsa de sisteme de planificare a producției sunt printre cauzele istorice ale subdezvoltării, însă contribuie la subminarea producției agricole locale și slaba putere de negociere a micilor comercianți agricoli, lipsa lor de cunoștințe în marketingul și vânzarea produselor sau absența unor mijloace de standardizare sau chiar împachetare a produselor. România la această dată are peste 200.000 de tractoare. Fraților, dacă le punem unul după altul și calculând lungimea, pe graniță, granița țării este înconjurată de 4 rânduri de tractoare, care înseamnă forță pentru agricultura țării românești. Îl mai țineți minte pe domnul, nu? Că așa e la noi, fraților, o tură nebunii, o tură proștii. Datele unui studiu recent întocmit de Academia Română arată că doar 1% dintre micii producători agricoli din România fac parte din grupuri sau organizații de producători. Media UE e de 45%. Mai puțin de 20% din organizațiile de producători existente participă în programe operaționale pe piața comunitară. Adevărul e că suntem complet rupți în mica producție agricolă de ceea ce înseamnă standarde și eficiență europene. Țăranii noștri sunt reticenți față de asociere în general. Consultanța și sprijinul de care beneficiază de la autoritățile locale și centrale sunt sublime pe hârtie, dar lipsesc aproape cu desăvârșire în realitate. Din pricina condiției de subzistență în care funcționează multe gospodării agricole, ele au dificultăți în a-și găsi alte puncte de desfacere decât piețele tradiționale. După cum în eventualitatea în care chiar ar prinde loc în vreun supermarket, ar avea dificultăți în a respecta contractele asumate.
De fapt, ca mai toate domeniile complexe și producția agricolă locală e un cerc virtuos care se poate transforma foarte rapid într-un cerc vicios. În România, de ani de zile, micile afaceri agroalimentare sunt ținute în această stare de fragmentare vecină cu disoluția. Se pare că Ministerul Agriculturii ne dorește la poartă, pentru că nu se mai poate altfel. La capătul lanțului comercial, acest fel foarte românesc de a descuraja producția locală a determinat dezechilibrarea totală a balanței comerciale agroalimentare și plasarea supermarketurilor pe poziții de forță, atât în raport cu micul producător, cât și în raport cu statul. Gândiți-vă că în ultimii 5 ani, deficitul comercial al României în zona de legume-fructe a crescut de aproape 10 ori. De 10 ori! În 2015 eram pe la vreo 134 de milioane de euro. În 2019 sărisem pragul de 1,2 miliarde de euro. Asta înseamnă că importăm tot mai mult și mai mult. Și nu pentru că ar fi crescut de 10 ori consumul populației, ar fi fost bine, ci pentru că a tot scăzut producția locală. Agricultura românească este meteosensibilă și nu poate asigura o continuitate, o stabilitate a producției, indiferent de condițiile meteo. Și atunci când avem condiții adverse, imediat cererea, care este constantă în creștere, se refulează în importuri. N-au fost puține în ultimii ani ocaziile în care reprezentanții fermierilor au atras atenția asupra faptului că marile lanțuri de magazine favorizează importul de legume timpurii din alte țări care vând la prețuri foarte mici. Ca mic producător local, nu te poți bate cu așa ceva, mai ales dacă trăiești pe o piață precum cea românească, în care n-ai forme de asociere și alternative de desfacere. Diana Oncioiu a invitat-o la dialog pe Ramona Duminicioiu, reprezentanta unei asociații a micilor producători rurali. Am vrut să înțelegem de unde vine și încotro se îndreaptă această industrie uitată. Dumneavoastră reprezentați țăranii și țărăncile care sunt de mai degrabă în zona de mici producători sau fac agricultură de subzistență. Cum au afectat pandemia aceste categorii de mici producători și de fermieri? Pandemia a adâncit sărăcia în mediul rural. Închiderea târgurilor și piețelor pur și simplu a închis orice posibilitate sau a redus foarte mult în anul acesta posibilitatea câștigării traiului pentru țărani, pentru micii producători. S-au înregistrat pierderi imense de către țărani și micii producători cu un impact social foarte, foarte larg. Țăranii fiind, pe lângă producători, sunt la rândul lor angajatori. Cam câți angajatori ar avea un producător mic, așa? Cam câți oameni angajează? Peste 99% din oamenii care se implică în agricultură în România, din producători, dintre cei activi în agricultură, dețin în medie mai puțin de 2 hectare. Deci aceștia sunt țărani. Un țăran cu o gospodărie mixtă angajează anual, bineînțeles, pentru muncă sezonieră, angajează anual până la, în medie, 10 persoane, 10 oameni. Ați fost consultați, sau și autoritățile, că vorbim de un primar, că vorbim de un prefect, că vorbim de un parlamentar care e în zona dumneavoastră, nu știu, orice formă de autoritate care să vă fi contactat să vă ceară o părere despre situație, ce ar trebui să facă? Autoritățile la nivel central, guvernul, cu echipa care se ocupă de situațiile de urgență, de măsurile pentru pandemie, nu s-au consultat nici autoritățile locale, nici administrațiile care au fost ulterior incluse în dialog, nu s-au consultat nici cu nicio asociație de mici producători din România, nici cu țăranii din piețe, din piețele vizate. Și lucrul ăsta se întâmplă pentru că în mod istoric micii producători și țăranii au fost marginalizați și discriminați și excluși din dialogul politic, din dialogul pentru politicile publice. Întotdeauna micii producători sunt consultați la nivel superficial doar ca să mai bifeze o obligație față de Comisia Europeană. Soluțiile gândite de stat sunt orientate mai degrabă spre nevoi secundare, amânarea plății impozitelor, prelungirea unor termene de punere cereri la APIA. Știți alte soluții pe care statul să le fi luat în perioada asta
ca să susțină micii producători? Statul n-a făcut nimic. Micii producători au nevoie și de o infrastructură care să ne permită să valorificăm produsele și în afara sezonului. Depozitarea și procesarea sunt cele care ne lipsesc absolut cu desăvârșire. Este foarte dificil și apoi mai este vorba și de normele sanitare veterinare, care sunt făcute și adaptate pentru industrie, pentru lanțurile alimentare industriale și care ne dezavantajează din total, pentru că necesită, cum să zic, investiții la care noi nu avem acces. Nu avem acces din cauza că aceste măsuri de sprijin s-au făcut în absența noastră și nu sunt pentru noi, din cauza că accesul la credite este, cum să zic eu, e doar un vis pentru micii producători. E imposibil să intri într-o relație cu banca fără să fii foarte dezavantajat.